Au auzit pe mine, Cristina? Lucian, Spune-le da, nu oameni. s-a auzit nimic introducerea ta, dar bănuiesc că suntem live, ne poți confirma? Îți confirm. Ok, mulțumim frumos, Lucian. O să fac o scurtă prezentare a evenimentului de astăzi. Mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. În luna martie, în fiecare an, are loc la nivel mondial campania Brain Awareness Week. Este un eveniment dedicat susținerii nevoii globale de conștientizare a sănătății creierului. Și cu acest prilej, în România are loc seria, s-a avut, că astăzi este aproape ultima zi, seria de webinarii despre sănătatea creierului, organizată sub egida Dana Foundation și având ca organizator Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, APAN România. Sponsorii acestui eveniment sunt Federation of European Neuroscience Societies și Roche, iar parteneri sunt Pacientul 2.0, Lucian, Ematico și Angels Initiative. În deschiderea evenimentului luni am vorbit despre cum este alcătuit creierul și cum gândim. În următoarea zi am discutat cu profesioniștii despre somn, alimentație și exercițiu fizic și mental și cum să ne menținem practic creierul sănătos. Miercuri am avut ca invitați reprezentanții asociațiilor de pacienți și am discutat despre ce se întâmplă în creier când acesta suferă de diferite afecțiuni ca scleroza multiplă, cancerul cervical, Parkinson, AVC, Alzheimer și epilepsie. Și ieri a fost o sesiune foarte drăguță în care, deși am vorbit despre anxietate și depresie, am ajuns și la subiectul fericirii și cum să facem să ne oprim în goana după ea. Astăzi o să vorbim despre partea de digital health în domeniul neuro și mai ales cum sună viitorul în acest domeniu. Mulțumesc tuturor invitațiilor. O să dau un stop share ca să-i și vedem pe invitații de astăzi. Moderatorul pentru această emisiune, pentru această sesiune, nu emisiune, este domnul Ion Gheorghe Petrovai. Dânsul este medic, marketer, profesor asociat și cofondator Fresh Blood Health Tech, susținător al inovației în sănătate. Mulțumim pentru prezență, domnule Petrovai. Cu mult drag! Mulțumim! Astăzi avem un invitat special alături de noi, doamna Elena Ovreiu, consilier personal al Ministrului Sănătății. Ne bucurăm foarte mult să te avem alături de noi, Elena. Bună, și eu mă bucur să fiu alături de voi. Următorul invitat este Mircea Popa, cofondator Medicai, o soluție de teleradiologie, dar nu numai. Mă bucur să te revăd, Mircea. Îmi pare bine să fiu aici. În continuare îmi face plăcere să-l prezint pe Mihai Bran, medic primar, psihiatru și cofondator Atlas, o platformă digitală de sănătate și well-being. Mihai? Bună, mersi pentru invitație. Și nu în ultimul rând îi urăm bun venit lui Dragoș Nanuti, cofondator Connected Medical, The Human Link. Din păcate, George era programat să participe, însă și el și soția au COVID și astăzi chiar nu este bine deloc. Dar ne bucurăm să te avem pe tine, Dragoș, alături de noi. Bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație. Promit să nu vorbesc de medicai eu. Mulțumim. Până să începem discuția și să-i dau cuvântul domnului Petrovai, o să fac o introducere ca și context al săptămânii în care ne aflăm. Bolile neurologice netransmisibile sunt principala cauza dizabilității și cea de-a doua cauza mortalității la nivel global. Începând cu anul 2020, aceasta este o veste bună, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut importanța afecțiunilor neurologice netransmisibile. Cu toate acestea, sănătatea creierului nu este recunoscută ca o prioritate nici în România, dar nici la nivel european. Sperăm de mai bine. Datele la nivelul Europei sunt că o persoană din trei va suferi de o afecțiune a creierului în timpul vieții. Este a treia cauza mortalității. Costul total depășește anual în Europa 800 de miliarde de euro. Asta este peste cancer plus cardiovascular, boli pulmonare împreună, deci este o sumă fabuloasă. Principalele afecțiuni neurologice pe care le-am identificat eu aici, deși există peste 400 de afecțiuni, sunt în ordinea
numărului de persoane care sunt afectate de ele, migrena și durerile de cap au o incidență de 1 la 7, epilepsie, Alzheimer și alte demențe, accident vascular cerebral, Parkinson, scleroză multiplă și alte afecțiuni genetice sau neuromusculare sau boala neuronului motor. Ce trebuie să facem pentru un creier sănătos? Este exercițiu fizic și mental, somn suficient și de calitate, alimentație sănătoasă, reducerea factorilor de risc ca hipertensiune, diabet, fumat, obezitate, traumatisme craniene și, nu în ultimul rând, controlul stresului, anxietății și depresiei. Ce întrebări adresează APAN în general, noi ca asociație de pacienți, este cum să avem grijă de sănătatea creierului, cum trăim cu afecțiunea creierului, care este povara afecțiunilor creierului în România, care este impactul pe termen lung al acestor boli neurologice asupra economiei și cum facem advocacy pentru partea de sănătatea creierului. Mulțumim foarte mult invitațiilor de pe ziua de azi. Cred că este un domeniu foarte efervescent și pe aici este viitorul în ceea ce înseamnă digital health și tot felul de soluții pentru noi pacienții. Domnule doctor Petrovai, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru invitație și pentru introducerea în context. O să preiau de unde ai lăsat-o și lumea zice că ăsta e viitorul. Nu, eu zic că e prezentul. E prezentul. Era un citat într-un scriitor SF, se numește William Gibson Neuromancer, care se pare că a inspirat și Matrix și Johnny Mnemonic, mai multe lucruri, și care zice așa: viitorul este deja aici, doar că nu este uniform distribuit. Și cred că astăzi o să avem ocazia asta, să vedem câteva lucruri care parcă vin din viitor, dar pentru unii deja sunt așa, modus operandi. Două vorbe despre mine, o să prezint un pic mai mult despre organizațiile în care colaborez, în care activez. Am făcut medicină, mă ocup de inovație în sănătate de 5 ani, după 15 ani în zona de business, pharma, și am început cu inovația în sănătate pentru că am văzut o grămadă de IT-ști și de ingineri care vreau să ajute doctorii și nu prea reușeau să se înțeleagă cu ei. Și într-un fel îmi face o mare plăcere să avem ca invitat în prima sesiune pe Elena Ovreiu, care nu știe lumea, dar este inginer și lucrează în Ministerul Sănătății. Și o să întreb în primul rând, ce caută un inginer la Ministerul Sănătății? Și cred cu background tehnic sau cel puțin în zona de inginerie și de inginerie medicală. Când vorbim, cred că e un semn bun faptul că în echipa Ministrului Sănătății în momentul acesta este un inginer, pentru că știm că medicina în momentul ăsta înseamnă inginerie, înseamnă echipamente medicale, înseamnă tehnologie medicală și eu, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fie nu doar un inginer, ci un departament de ingineri, de oameni care să înțeleagă tehnologia medicală. Da, pentru că vorbim de tehnologie medicală în momentul acesta tot mai mult. Ce lucruri ai făcut tu până acum, înainte să ajungi ca și consilierul ministrului? Pentru că cumva toți venim de undeva și eu se întâmplă să am ocazia să știu, dar cred că audiența noastră este interesată care este legătura ta cu sănătatea și care sunt lucrurile pe care le-ai făcut la intersecția dintre sănătate și tehnologie. Care e o intersecție care se tot mărește în momentul de față? Da, sunt inginer, așa cum ai zis, sunt inginer de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, după care de la Politehnica din București, după care am făcut un doctorat în electronică, dar cu aplicații medicale, un doctorat pe care l-am făcut în Franța. După, în momentul acesta, înainte de a fi la Ministerul Sănătății și chiar și acum, sunt lector universitar la Universitatea Politehnică din București, acolo unde predau e-health și biodesign și software pentru aparatură medicală. Deci interesele mele sunt toate în zona de digital health, de medtech. De-a lungul timpului am avut mai multe proiecte și am desfășurat mai multe proiecte în zona aceasta. În partea de educație, de inovare, am fondat evenimentul anual Simar Image in Healthcare, un eveniment care a început cu o școală de vară în domeniul tehnologiilor medicale, dar a crescut în fiecare an, fiind acum un eveniment de referință, zic eu, în acest domeniu, în Europa de Sud-Est, care aduce la oaltă profesori de la universități renumite, investitori, companii, startup-uri și, nu în ultimul rând, spitale, clinici și medici.
Interesele mele sunt în zona de imagistică medicală, inteligență artificială și prelucrarea de semnale, o aplicație în zona de e-health. Da, asta e ca și un comentariu. S-a întâmplat să fiu în Israel acum 2 ani la un eveniment și să fie la evenimentul respectiv un om pe care l-am văzut. Bă, dar asta a fost în București, la evenimentul făcut de Elena. Și mă uit pe program și da, ăsta era. Și după aceea mă duc la ei, da, sigur, am fost acolo și zic, oh my god, deci apropo de faptul că câteodată avem lucruri de valoare lângă noi pe care nu le vedem și evident că omul acum este era director de inovație la o rețea de spitale private din Israel și acum este venture capitalist, are deja, este parte dintr-un fond de investiții și mai urmărim că ne mai conectăm pe LinkedIn. Adică realmente am fost impresionat că avem resurse în România de la cel mai înalt nivel. Și asta cumva vreau să-ți mulțumesc pentru munca ta de până acum, pentru munca ta la minister. Rămâne să-ți mulțumim cu toții atunci când o să ne arăți chestia asta, dar trecând către minister, o întrebare, bineînțeles, foarte firească, cum se vede de la Ministerul Sănătății zona asta de digital health? Că cumva ne așteptăm cu toții să apară de mai multe ori e-health și digital health în acțiunile ministerului. Da, ce-i drept, echipa de la Ministerul Sănătății este destul de angrenată în zona asta de digital health, e-health și se caută soluții de a adopta startup-urile din domeniu, de a ajuta startup-urile din domeniu. Înțelegem importanța tehnologiei în medicină și importanța soluțiilor medicale în a rezolva unele probleme din sistemul de sănătate pe care le avem în momentul acesta. Ne dăm seama cât de importantă este colectarea datelor medicale și registrul electronic al pacientului. Suntem conștienți de importanța interoperabilității datelor, de colectarea datelor pentru a fi folosite mai departe pentru pacienți și pentru sistemul de sănătate. Înțelegem că tehnologia ne salvează și ne reduce costurile pe care le avem în momentul acesta în sistemul de sănătate. Deci deschiderea și, în fine, următorii pași, ceea ce ne interesează foarte tare este să putem să avem niște reglementări pentru referitor la colectarea datelor pacientului și la interoperabilitatea între spitale. Cred că este foarte important ca toate spitalele, providerii de sănătate să poată să aibă acces la datele pacientului atunci când este nevoie. Nu doar că că ajută pacientul și ajută și medicul, dar scad și costurile din sănătate. Dacă un pacient își face analizele la un medic de familie cu o săptămână înainte de a fi internat, poate în multe cazuri nu mai este nevoie să trebuiască să-i se facă aceleași analize în spital o săptămână mai târziu. Acestea sunt niște costuri și asta e doar un exemplu minor, niște costuri care pot fi scăzute. Da, evident că ne-ar prinde bine un pic mai multă coordonare de îngrijire și cum întrebarea care e firească este cum se transformă lucrurile astea pe care voi le înțelegeți în prioritățile pe perioada, anul ăsta, noi avem pandemia care evident ne schimbă prioritățile, dar pe de altă parte ne mai pune și un pic de așa, ne mai dă un brânci. Câteodată în direcția potrivită, că n-am fi avut telemedicină / consultații la distanță dacă n-ar fi fost pandemia. Eu spun destul de direct chestia asta, urmărim fenomenul de ceva vreme din postura academică. Și atunci întreb, cum se potrivește asta cu prioritățile pe anul ăsta și pe anii viitori? Că acum vine exercițiul nou la finanțare europene, avem startup-uri, uite aici de față, care deja pot să fie... Să nu dea numai, să nu fie doar cei care cer lucru, să fie și cei care să poată să deschidă oportunități sau să fie dispuse spre colaborare. Cum vedeți voi chestia asta? Sigur, sigur. Da, într-adevăr, pandemia chiar a accelerat adopția soluțiilor tehnologice, adoptarea soluțiilor tehnologice în sănătate și dacă până acum puteam să vorbim, diferența era între digitalizarea în alte sisteme și digitalizarea în sănătate, era o diferență cam de 10 ani. Eu cred că pandemia aceasta a redus această diferență, acest gap. Și mai mult, cred că în momentul acesta și oamenii sunt, pacienții sunt deschiși să folosească soluții digitale pentru că au văzut și au dat seama de importanța digitalizării în alte domenii, cum ar fi domeniul bancar, și așteaptă și de la domeniul sănătății să aibă același confort
pe care îl oferă digitalizarea. Și cred că este un moment bun să venim cu anumite strategii referitoare la digitalizare, după cum tu bine știi, pentru că ești în echipa de telemedicină, de working group-ul care reglementează telemedicina în momentul acesta la Ministerul Sănătății. Este important acum să avem o reglementare a telemedicinei, aceasta ne ajută. Deja se face telemedicină de începând de anul trecut, dar trebuie și reglementată. Și lucrăm, acesta este primul pas, primul milestone pe care ni l-am propus, urmând ca apoi, după ce este aprobat Planul Național de Reziliență, să implementăm mai multe soluții referitoare la adopția tehnologiei medicale în sănătate. Da, asta ar fi poate o oportunitate bună. PNRR-ul, mă rog, a depus multă lume. Încă n-am văzut detalii granulare. Toată lumea zice că o să facă lucruri și o să construiască lucruri. Eu cred că ar fi important să se vorbească mai mult de niște rezultate așteptate dincolo de construim niște lucruri. Dar asta e încă o dată dorința mea. Da, într-adevăr, am fost invitat să fac parte din grupul ăsta. Nu sunt eu cel mai colaborativ cu putință, dar mă străduiesc să mă pun de partea soluției, nu de partea problemei. Că oameni care să fie de partea problemei, avem, e plină lumea. Cumva ne întâlnim prea des cu oameni care au o problemă pentru orice soluție. Și asta o să fie discuție, o să fie o discuție cu startup-urile un pic mai târziu. Oamenii ăia care te aduci cu soluție și ei îți explică trei probleme. Bun, asta e lumea medicală, că așa e construită. Foarte, foarte important. Noi aici ne adresăm în primul și în primul rând pacienților, aparținătorilor lor și medicilor interesați, pentru că evident medicii sunt și ei, fie câteodată aparținători, fie câteodată pacienți, și vedem situații în care poate adopția este accelerată de faptul că un medic a văzut în mod direct beneficiul unei soluții tehnologice sau unei inițiative. Cum vedeți voi de acolo, eu știu, contribuția comunității din punct de vedere al ceea ce se întâmplă ca strategie? Cum poți să ajute medicii, cum poți să ajute pacienții la dezvoltarea sănătății digitale în România? Și medicii și pacienții cred că pot ajuta asta folosind și adoptând tehnologia, dar cred că avem nevoie să investim resurse și în educarea acestor utilizatori de tehnologie, fie că sunt medici, fie că sunt pacienți. Și cred că acest lucru este foarte important în adopția tehnologiei. Cum am zis, noi considerăm că tehnologia în momentul acesta poate să rezolve anumite probleme pe care le avem în sistemul de sănătate și una dintre ele este lipsa medicilor în zonele rurale. Cred că folosind telemedicină, soluții de monitorizare la distanță, nu doar platformele de telemedicină, dar și soluții prin care poți să monitorizezi la distanță anumiți pacienți. Cred că aceasta este o formă prin care putem să reducem lipsa medicilor din zonele rurale. Mai mult decât atât, medicii sunt supraîncărcați. Cei care sunt și în spitalele mari sunt supraîncărcați de task-uri și atunci credem că cu ajutorul tehnologiei putem să le eficientizăm activitatea. Și una dintre soluții, adică un exemplu banal, sunt soluțiile de inteligență artificială care ajută pacientul medicul să îndeplinească anumite task-uri. De asemenea, suntem conștienți de faptul că trebuie să punem pacientul în mijlocul sistemului de sănătate și atunci cu tehnologie putem să facem asta, vocea pacientului trebuie să fie auzită și pacientul poate să fie mai independent folosind tehnologia și fiind la conștient de tot procesul în care este implicat. Da, mi-aș dori să am la minister o echipă întreagă de ingineri cu care să pot să ducem la îndeplinire toate proiectele. Așa, în momentul acesta trebuie să le luăm pe rând, să începem cu ceea ce este mai urgent și apoi să le prioritizăm. Da, acum, destul de evident, avem multe lucruri pe care trebuie să le reparăm, dar cred că baza rămân mereu oamenii care fac lucruri și oamenii care vorbesc despre lucruri dintr-o perspectivă un pic mai practică și mai interdisciplinară. Pentru că ne întâlnim cu atât de multe obstacole sau cu atât de multe provocări și asta se rezolvă colaborând. Ori aici cred că este avantajul unei asociații de pacienți ca și APAN. Cumva e o natură colaborativă, parcă nu funcționează altfel din ce am interacționat eu cu asociațiile de pacienți. Și poate că merită să aibă o ureche undeva, nu știu care este
statusul colaborării sau comunicării, dar faptul că ești tu aici e deja un semn foarte, foarte bun din perspectiva... Noi ne dorim să fim la masa discuțiilor, pentru că noi avem nevoile și, în ciuda faptului că suntem creativi, noi nu suntem startup-uri și asta cred că este o problemă. A doua ține de accesul la finanțare vis-a-vis de soluții ale asociațiilor de pacienți. Dar avem multe întrebări și, Elena, mulțumim pentru deschidere, o să te abordăm pentru toate. Un comentariu, imediat, Mircea, nu cred că trebuie să fiți startup-uri. Voi trebuie să fiți pacienți și reprezentanții pacienților și să spuneți, de fapt, care sunt problemele pe care aveți nevoie ca ministerul, startup-urile, doctorii să le rezolve. Și ca să comunic apropo de telemedicina, poate să rezolve servicii medicale la distanță, dar telemedicina poate să scadă aglomerația în jurul spitalului. Și eu știu câteva spitale în țara asta în care, datorită unor prezențe și unor consultații care poate nu au 100% o motivație medicală, cumva suferă tot cartierul datorită faptului că spitalul respectiv nu are implementat telemedicină. Mircea, vrei să zici ceva? Dacă e ok, noi avem ingineri, deci face ceva. Ok, iată un bun început. Da, provocarea este ca inginerii și cu doctorii să reușească să co-creeze lucruri, că aici e de prea multe ori durerea. Și... Tocmai pentru asta am început în seara aceasta, am un eveniment la cursul meu de e-health de la Politehnica din București, un eveniment cu UMF Carol Davila. Și pentru că vrem să creăm echipe de ingineri, de studenți la inginerie și studenți la medicină care să implementeze proiecte împreună. Și cred că e important ca acești studenți, de care vin din două lumi diferite oarecum, să înceapă să lucreze împreună încă din facultate. Asta mi se pare absolut extraordinar. Între cele două domenii. Două lumi care de obicei se cam, nu zic că se urau reciproc, dar nu aveau atât de multe lucruri în comun. Stau și discută și caută soluții care să fie potrivite și pentru ambele lumi. Cu asta zic e un semn foarte bun și colaborările educaționale și colaborările guvernamentale și colaborările cu ONG-urile sunt cele care pot să creeze și nivelul de încredere și nivelul de capacitate de transfer cunoștințe, că aici e de fapt durerea. Că poate sunt la o masă 10 oameni care fiecare știe foarte multe lucruri. Dar în momentul în care te pui pe poziții oarecum adversare, nu se întâmplă să reușim să colaborăm și sunt mai optimist în momentul de față. Și cam asta e cumva contextul. Mulțumim foarte mult, Elena. Elena trebuie să ducă în altă direcție. Sunt convins că programul ei este un program des și îndelungat. Dar mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Mulțumesc și îți dorim mult succes și sunt convins că dacă există sugestii care vor veni către Cristina din partea audienței și de la Cristina către minister prin Elena, aceste sugestii vor fi analizate și integrate în ceea ce se poate face ca priorități. Cristina, iar dacă din partea voastră sunt, nu știu, vreți să ne transmiteți ceva, am scris și... Sigur că da, ne auzim. Știi că am avut mai multe discuții vis-a-vis de soluțiile pe care le pot adopta asociațiile de pacienți. Ne interesează să facem parte din procesul de co-creere, pentru că până la urmă nevoia va prima. Mulțumim frumos de tot, Elena! Și eu, la revedere! Mulțumim, la revedere. Ca un comentariu, un comentariu în chat, extraordinară ideea cu facultatea. Așa îi pregătim și practic ceea ce este foarte important, felicitări. Deci, contează. Orice lucru micuț contează. Mulțumim. Ca să trec în partea a doua, o să fac așa o mică introducere, să-mi fac și eu un pic de mini-reclamă. Un pic, nu prea multă. Îmi vedeți ecranul? Am pus aici câteva slide-uri amestecate în engleză și română. Sper să se vadă. Ok. Despre mine am vorbit două vorbe. Acum câteva vorbe despre organizația și despre contextul în care suntem noi cu startup-urile în România. Cumva, asta este un slide de prin 2012. Nu se vede foarte bine slide-ul, cred că are o eroare. E mâncat? Da. E ok așa?
Încă nu. Mai dă o dată share. O dau încă o dată, o clipă. Pam, 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 pam. Deci avem așa, avem așa, o clipă, o clipă, o clipă, da, tehnologia asta câteodată ne mai aduce provocări. Share screen. Acum se vede? Excelent. Bun. Stai să mutăm noi chestia asta un pic, să îi lăsăm loc. Ok. Evident că Murphy, fiind mereu de strajă patriei... De obicei trebuie să dai de două ori click ca să-ți ia în, în zoom butonul. Mai deodată. Imediat. Hai să vedem. Acum se vede? Se vede, se vede. Bun, super. Deci, asta este așa o scurtă prezentare. Pa, 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 așa, bun. Deci, asta este un grafic pe care l-am descoperit într-un raport al Uniunii Europene din 2012 și care vorbește despre inovație în sănătate. Și unul dintre motivele pentru care inovația în sănătate se mișcă destul de greu este că e o roată cu... patru părți destul de solide fiecare dintre ele și care e greu de armonizat și mai ales de mișcat împreună. Cumva Fresh Blood își propune să facă acest lucru și vedeți, cele patru părți sunt cei care plătesc finanțarea, inclusiv guvernul intră în zona asta, cei care reglementează lucrurile, industria, pentru că în momentul în care un startup sau o companie dorește să vândă în zona de medical, evident că trebuie să satisfacă niște standarde, și există și zona de instituții și asociații, în care intră și Fresh Blood și intră și grupurile de pacienți. Și asta e de fapt cumva un argument că toată lumea trebuie să contribuie și că toată lumea trebuie să vadă lucrurile în ansamblu. Și am mai avut în discuțiile cu Cristina modul în care se așează aceste echilibre și cum putem să mișcăm lucrurile. Prea des se întâmplă chestia asta, că vine cineva cu o soluție și sunt convins că și Mircea și Dragoș și Mihai au retrăit această imagine de multe ori în activitatea lor de zi cu zi. Văd zâmbete chiar și la Mihai. Deci, noi ne descurcăm. Deci, nu avem nevoie. Vii cu o soluție care să-i ajute și ce nu, că nu suntem ocupați și avem atâtea chestii de cărat și tu vrei să vii și să-i ajuți când de fapt lor le frică ca nu cumva să vrei să le schimbi roțile de la căruță. Expresie, mă rog, cai de la bicicletă sau roțile de la căruță, le vede. Dar mi s-a părut o imagine care e foarte sugestivă. Bun, și în contextul ăsta există Fresh Blood, care lucrează prin, știi, cum se zice, Dumnezeu lucrează prin oameni, Fresh Blood lucrează tot prin oameni, dar și prin proiecte și parteneriate. Dumnezeu își alege parteneriatele și proiectele, noi încercăm să le punem cât se poate de construite. Și în contextul ăsta, noi suntem parte dintr-o rețea mai mare, care este europeană, EIT Health se numește. Ne bucurăm că am pus România pe harta asta, înainte să fie Fresh Blood, România era zona albă. Se vede că este una dintre hărțile în care Bulgaria nu există, așa, dacă e o mică rivalitate pe stil vechi, dar pe noi ne motivează să aspirăm către ăștia, zona asta mai albastră. Suntem într-o zonă cu Europa de Est și Europa de Sud. Sunt programe în zona de EIT Health, vă invit, dacă aveți curiozitate, să aruncați o geană pentru zona de dezvoltare proiecte inovatoare și unele dintre ele se adresează chiar și organizațiilor de pacienți. Dacă, spre exemplu, organizația de pacienți are un proiect inovator, poate să aplice și poate să-și dezvolte proiectul inovator. Este proiecte pentru startup-uri și un lucru foarte important, ceea ce a zis și Elena, parte de educație. Pentru că oricât am crede noi că ne pricepem la digital health, avem încă multe lucruri de învățat. Și aici, ce să zic, vorbesc și în numele meu, o să-i challenge-uiesc și pe colegii mei din startup-uri câte lucruri au învățat ei de când sunt în domeniul ăsta și câte învață zi de zi, pentru că e o lume nouă.
parteneri, după cum spuneam, sunt fiind în această rețea de Europa de Est, colaborăm cu Universitatea Babeș-Bolyai, în care încercăm să punem competențele din toată universitatea în zona de sănătate publică, EIT Health, colaborăm cu clusterele din sănătate, cu clusterele din IT și cu ECH Alliance, care este un conector la nivel european. Îi găsiți undeva online. Ce am făcut noi, chestii interesante și chestii relevante pentru noi. În primul și în primul rând ne-am ambiționat să facem prima Healthcare Innovators Map, care a fost așa un efort și este încă un efort de negociere, pentru că partea bună este că atunci când ne-am pus pe harta asta și în momentul în care Cristina a zis hai că invităm pe ăștia, zic oare i-am pus pe hartă pe cei trei. Zic wow, surpriză, i-am pus pe hartă. Acum trebuie să explic de ce i-am pus pe hartă și de ce i-am pus unde i-am pus. Pentru că asta e o hartă gândită cumva din perspectiva noastră. Multe țări din lumea asta au o hartă a startup-urilor de sănătate, există una globală. Și atunci am pus, spre exemplu, Medicai în partea de telemedicină, dar mai aproape de instituții, și am pus Atlas-ul în partea de telemedicină, dar mai aproape de profesioniști din sănătate. Cum ei pot să mă contrazică sau pot să zică că cam asta este. Atât am înțeles noi, n-am vrut să complicăm prea mult. Știți că în România oamenii de multe ori joacă în mai multe contexte. Și evident că există și Human Link, care este iarăși reprezentat aici, în partea de sus, la instrumente pentru pacienți și familiile lor. Partea cumva entuziasmantă, potrivit socotelele noastre, încep să existe investiții în zona de startup-uri în România. Și o să ziceți, wow, 3,7 milioane de euro. Păi o să vă zic așa, în România 2020, 3,7 milioane de euro, din care 480.000 cam de la EIT Health, cu granturi, cu finanțări diferite. Franța, 2020, 400 de milioane de euro. Silicon Valley, 2020, 6 miliarde de dolari. Adică încă suntem mici. Dar n-am vrut să pun creștere față de anul trecut, e creștere, e suficient de multă creștere. Întrebarea este cum reușim noi să ajutăm pe mai multă lume, că aici e de fapt challenge-ul nostru. Puteți să vă uitați, să discutați alte soluții sau să regăsiți diferite soluții pe care le vedem noi pe aici. O să mai updatăm harta. Planul nostru este să o actualizăm cam o dată la 6 luni. Al doilea lucru, cum a zis și Elena, spre exemplu, ea face lucrurile la Politehnică împreună cu MF Carol Davila și noi facem lucruri la Cluj împreună cu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, dar și cu UMF Cluj-Napoca, cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Eu ajut un pic și la București și împreună și cu UMF Târgu Mureș. Practic, în momentul de față, universitățile încep să se uite în zona de inovație în sănătate și încep să le dea voie doctorilor tineri să gândească un pic mai larg, mai durează. Nu, să nu ne grăbim prea mult, că lucrurile în sănătate se schimbă într-o medie de 17 ani. Dar eu văd o accelerare, ca și așa cum vorbim de finanțare, văd o accelerare și la instrumente și zic, ok, o iau ca un semn bun. Ăsta e contextul în care, spre exemplu, noi avem la Cluj, că tot lumea zice Cluj în sus, Cluj în jos, avem un grup de lucru interuniversitar pentru inovație și antreprenoriat, încercăm să aducem oameni de la universitățile din Cluj, care sunt interesați de lucrurile astea și încercăm să îi punem sub primăria Cluj-Napoca și ADR Nord-Vest. Nu-i prea ușor, dar noi perseverăm, că numai așa se poate. Ceea ce am spus deja, există deja startup-uri din România finanțate, ceea ce avem noi aici sunt în diferite stadii de finanțare, niciunul încă n-a fost finanțat de EIT Health deocamdată, dar ne dorim în continuare. Ne bucurăm că există, asta e primul clasament pe anul trecut, anul ăsta nu stăm așa de bine, dar anul trecut e primul clasament în care România e pe primul loc și nu de la coadă, din punct de vedere al unei competiții de inovație. Nu-i puțin lucru să depășești Portugalia. E, anul ăsta ne-a depășit Portugalia. Da, așa este, ca așa e în tenis, vorba lui. Și cumva contextul ăsta al evenimentului este că de prea multe ori oamenii construiesc ziduri în loc să construiască poduri. Și un eveniment de genul ăsta este de fapt un pod. Un pod între noi, un pod între cei care participă, un pod care te poate duce la nivelul următor. Noi suntem mereu deschiși să colaborăm, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe Twitter, ne găsiți și pe LinkedIn, n-am mai pus aici. Ne dorim să vedem că sănătatea se schimbă. Eu personal cred că startup-urile au un rol foarte important în a schimba sănătatea, pentru că au mult mai puține lucruri de pierdut decât ceilalți. Aici se termină slide-urile mele, mi-am cam respectat timpul și acum în partea următoare o să le dau cuvântul celor trei reprezentanți ai startup-urilor și o să încep cu Mircea.
să ne prezinte succint ce face, ce face startup-ul lui și cum ajută pacienții. Că aici de fapt doctorii și pacienții. Mircea, ai legătura. Da, bună întrebare. Cum ajutăm noi doctorii și pacienții? Noi, mă rog, Medica e un startup de vreo 2 ani, 2 ani jumate. Cam atunci am început și am început să ne uităm foarte mult în zona asta de pacienți cronici și specialiștii care se ocupă de ei, cumva din perspectiva imagisticii medicale. Mă rog, povestea așa. Noi am pornit la drum și am zis, ok, vrem să facem inteligență artificială în imagistică. Și avea mult sens și se potrivea și cu ce știam noi să facem, doar că noi mergeam pe la clinici, medici, vorbeam cu pacienți și ziceam, ok, inteligența artificială e mișto, dar noi primim imagine pe CD. După aia ne-am dat seama că ok, stai un pic, adică, de ce? Și infrastructura din sistemul medical era în așa fel construită încât doar așa puteau ieși datele din spital sau de unde erau ele obținute. Și după aia pacientul lua frumos acel CD și îl punea în buzunar și se ducea, se suia în autobuz, mergea pe la doctori, după aia se spunea, a, păi nu sunteți, de, nu vă putem ajuta noi, trebuie să vă duceți la alt specialist. Iar CD-ul, iar altă programare, se pierdeau luni de zile. Și atunci cumva pentru noi a fost o întrebare, ok, ce am putea face, ce ar fi dacă am avea un Google Drive pentru imagistică și dacă noi am mutat pe toată lumea în cloud și după aia am putea să conectăm pe toată lumea, care ar fi potențialul acestei soluții? Și ne-am uitat la toate fluxurile. Cum ar fi dacă un pacient cronic care trebuie să vadă, să-și facă un remen la 3-6 luni și îl face și îl face de câțiva ani și are o colecție de CD-uri acasă, ar putea să pună acele CD-uri în cloud și să-și le administreze acolo, să nu le mai piardă, CD-urile se strică, deci să nu mai pierdă imagine, să le aibă într-un loc și să-și le poată administra. După aia, dacă toți medicii cu care el vorbește sau colaborează ar avea acces la acele imagini și după aia am putea cumva din punctul ăsta să începem să construim, să luăm, să digitalizăm interacțiunile care astăzi se întâmplă offline, dar ar putea fi digitalizate. Și aici cumva e și discuția de telemedicină, că ea niște ani de zile nu a fost implementată sau, mă rog, hai să zicem, reglementată, n-a fost aprobată, pentru că se considera că e prea riscantă. Telemedicină e foarte riscantă. Ok, hai să vedem unde e riscantă. Că dacă e riscantă în partea de diagnostic, e o problemă. Dar poate fi folosită după aia monitorizare, poate fi folosită după aia să comunice medicul cu pacientul sau pacientul cu medicii lui, dar cu personal administrativ din clinică. Și atunci, de fapt, Medica e despre asta este. Noi am construit o platformă unde pacienții își pot administra documentele imagistice, documentele medicale, se pot coordona cu medicii lor, asta pe partea de pacient. Pe partea de spital, noi am construit o platformă care cumva conectează aceste spitale și creează o rețea de colaboratori. Colaboratori, prin colaboratori, noi înțelegem practic majoritatea sau aproape toți stakeholderii din medicină. Cumva pe roata aia pe care ne-ai prezentat-o, e, cam 90% din ei noi putem ajuta, pentru că vedem toate fluxurile, de la second opinion turism medical până la efectiv prima opinie, monitorizare, urmărirea pacientului, accelerarea fluxului sau, dacă vreți, accelerarea patient journey-ului din punctul suspiciunii până în punctul tratamentului, schimbarea trebuie să urmărire în timp. Da, iarăși, nu spun neapărat că digitalizăm tot, dar luăm și mutăm în online ce poate fi mutat în online. Dacă noi putem să-i salvăm un drum pacientului, asta ne propunem să facem și dacă îi putem salva 10 minute într-o consultație medicului, asta vom face. Toate astea privind la menținerea calității sau chiar îmbunătățirea calității serviciului medical. Acum ce pot să vă arăt, de exemplu, partea de pacient, poate mă gândesc că de obicei ajută și un mic demo. Sigur. Screen sharing? Yes. Bun, asta e platforma. Fix așa începe. Prima oară când îmi fac eu un cont la Medicai, welcome to Medicai, bineînțeles. Am arhiva mea personală, de unde pur și simplu eu ca pacient, eu ca pacient aleg ce pot să urc, investigații, imagi sau documente. Și e atât de simplu, bineînțeles că nu văd nimic, am pus asta de la Zoom peste. Dar eu pur și simplu mă duc și dacă am un CD,
am dat upload. Upload. Și atâta trebuie să fac. Deci, înainte să, mă rog, toată modestia de care sunt eu capabil, înainte să existăm noi, trebuia să... trebuia să arhivezi, să urci pe WeTransfer, să te complici cu tot felul de soluții ca să ajungă imagine tale la mine. Da, am văzut la anumite clinici pagine personalizată de WeTransfer în care să-ți încarci tu datele. Ar trebui de la clinici, pentru că acasă nu mai avem niciun fel de gadget care să suporte CD-uri. Păi da, aceasta e o problemă. Și dacă noi reușim să conectăm toate aceste clinici și inclusiv centra de imagistică, practic pacientul ar putea să vină să zică ok, eu sunt cu tare, vreau și eu CD-urile mele, imagine din clinica aia și vreau să ajungă la medicul care mă tratează pe mine. Vreau o opinie din, vreau a doua opinie din New York sau vreau să, nu știu, mă duc la, în Turcia la tratament. Asta este dosarul meu. Deci noi vedem, facem chestia asta posibilă. Pacientul să intre la medic în cabinet, să dea un share pur și simplu cu un link. Ce se întâmplă, că trebuie să se urce lucrurile. Deci, practic, pacientul are un link și îl dă medicului și îi dă și drepturi medicului să-l vadă în aceste... Dacă medicul are cont la noi, poate să-l vadă să comunice direct în platformă. Și aici putem vedem comentarii, video calling pentru eventual o consultație de telemedicină sau poate să fie un tumor board. Medicii pot discuta între ei sau pot discuta cu pacienții. Deci, practic, cum face se întâmplă astăzi în sănătate e că totul este limitat de silozul ăsta care e reprezentat de sistemul spitalului. Adică eu în spital am acces la lucruri dacă sunt în spital. Dacă am ieșit din spital, nu mai am acces la imagistică, documente. Și de fapt ce face medica e că vine, creează o rețea care nu mai ține cont de locație sau de instituție. Pur și simplu noi putem să colaborăm. Dacă noi suntem în aceeași platformă, avem imagine toți aici, putem colabora. Nu mai contează că sunt de aici, la Ponia, Polul Nord, atâta timp cât am o conexiune de internet, putem să colaborăm. Ce înseamnă colaborare? Fix fluxurile de care spuneam mai devreme. Second opinion, turism medical, prima opinie, monitorizare. Și pentru pacient, asta e contul de pacient pe care vi-l arăt eu acum, ca să nu avem probleme de GDPR, am urcat RMN-ul meu. Mă vedeți în toate ipostazele acum, e chiar transparență totală. Ok. Pur și simplu pacientul își ține imagine, dacă vrea de aici să creeze un bundle în care să le selecteze, să-și pună documente, să le trimită medicului. Și acum lucrăm să facem conexiunile astea cât mai, să zic, puternice, în sensul că să prezentăm medicii pe care avem noi pe platformă. Pacientul cumva, nu se rezolvă doar problema, ei, noi te ajutăm să transmiți, dar să ajutăm și problema în care eu am niște analize, dar nu știu unde trebuie să ajung cu ele. Ok, deci să închideți cercul în situații în care pacientul are nevoi pe care nu și le poate rezolva simplu sau singur sau nu știe cum să și le rezolve singur. Deci aveți și partea asta de ghidaj. Da, asta acum urmează să construim și e cumva problemele alea care necesită foarte multe interacțiuni și în trecut interacțiunile erau offline. Deci presupuneau să mă duc eu acolo. Acum, bineînțeles că a venit și COVID, a venit COVID-ul peste noi și fix pacienții ăștia despre care vorbim sunt ăia care nu trebuie să fie expuși la COVID. Da. Nu trebuie să ajungi în spital unde stai să facă anticameră cu 20 de persoane și se spune, mai stați că mai durează. Nu, hai să eficientizăm chestiile astea. Sau cazurile în care pacientul ajunge și se spune, păi nu erați de noi, nu erați de noi, încercați la vecini. Nu, aici dacă noi reușim să facem rețeaua asta, triajul ar putea fi mult mai eficient. Cum ar fi să mă duc eu la medic și să zic, uite, asta e RMN-ul meu, haideți să facem o evaluare înainte să ajung eu acolo și poate reușim să salvăm 10 minute din consultație. Și ideea e că și eu, ca pacient, eu nu vreau să mă duc acolo să stau 3 ore, eu vreau să-mi rezolv problemă, vreau să rezolv problema scurt. Am intrat, am plecat cu concluziile, următorii pași, asta, platforma noastră e chiar un mediu unde pot fi trecuți acești pași, se poate face organizarea asta pe echipe și știu că am totul într-un loc. Da, adică așteptările noastre pe care le avem față de filmele pe care le vedem să ajungă și în medicină. Acum mă gândesc, dacă mi-ar pune cineva să mă uit la ora la care vrea el la film,
N-aș fi foarte motivat. Mai ales că acum deja în lansări le încep să vină direct pe televizorul tău. Exact. E surprinzător, dar nu e. Asta este direcția și unii o îmbrățișează. Ok, mulțumim. Am înțeles, cred, despre ce e vorba. Asta e un exemplu. Mai avem exemple. Mihai, câteva vorbe despre tine și cum ajuți tu pacienții și doctorii. Da, bună tuturor. Nu-i ajut chiar eu, îi ajută colegii mei. Copilul tău. Copilul meu, da. Din 2015 am un copil, se numește Atlas, a plecat de la ideea de a oferi servicii de sănătate mentală într-un mod facil oamenilor, pentru că, așa cum știm cu toții, aceste servicii de sănătate mentală sunt stigmatizate. Nu ne e ușor să acceptăm faptul că avem nevoie de sfatul unui psiholog sau de o consultație la medicul psihiatru. Și atunci am venit cu soluția asta de a muta aceste interacțiuni între psiholog, psihiatru și pacienților într-un mediu virtual, într-un mediu digital. Așa a apărut Atlas în 2016. Între timp, în fine, ne-am rebranduit, am schimbat foarte multe lucruri în aplicație. O să dau și un screen share. Asta e haina actuală la care am ajuns, unde pe lângă partea de sănătate mentală sau, în fine, sănătate psihoemoțională, cum îi spunem acum, am adăugat și componenta de telemedicină odată cu pandemia. Pentru că aveam know-how, platforma era pregătită la momentul respectiv și nu am făcut decât să adăugăm diversi specialiști care să-și desfășoare activitatea online. În esență, platforma sau, în fine, soluția propusă se bazează pe trei piloni. Cum se discuta și mai devreme, un pilon foarte important este cel al educației. Atât pentru medic, dar și pentru pacient. Și aici noi am venit cu o resursă, în sensul că oferim conținut educațional scris de medici, de psihologi, de psihiatri către utilizatorii platformei. Da? Ne dorim să educăm oamenii astfel încât să fie mai apropiați de aceste servicii, să le consume, să-și dea seama când într-adevăr, nu știu, o soluție digitală te poate ajuta, de exemplu, pentru o evaluare la endocrinolog sau la diabetolog. Apoi, o zonă de testare, i-am spus noi, unde fie pe zona de sănătate mentală, fie pe zona de sănătate generală, rulăm niște instrumente prin care ajutăm pacienții să aibă o idee despre un posibil diagnostic pe care l-ar avea la momentul respectiv. În zona de sănătate mentală, diverse scale, diverse instrumente psihometrice, iar în zona medicală avem integrat un symptom checker, da, un algoritm de inteligență artificială care te ajută să afli ce problemă ai, îți pune un diagnostic prezumtiv și te orientează către un medic specialist. Adică îți rezolvă o problemă. Ce am identificat noi, de multe ori pacienții nu știu către ce specialitate medicală să își adreseze problema. Și atunci, folosind această soluție, acest instrument de inteligență artificială, putem să oferim un ghidaj mai bun pacienților care utilizează serviciile platformei noastre. Și nu în ultimul rând, zona de interacțiune medic-pacient sau, în fine, psiholog-pacient prin videoconferință sau prin chat. Inițial de la asta am plecat, de la o soluție de video pentru această interacțiune. Acum lucrurile sunt mai complicate, în sensul că poți interacționa și prin chat și prin video, totul este
securizat, platforma oferă acces la câteva sute de psihologi sau medici cu care poți interacționa absolut când ai tu nevoie. Da, cum spuneam, fiind din 2016 pe piață, nu sunt chiar un startup tânăr, am testat tot felul de lucruri și în continuare schimbăm lucruri în platformă, încercăm să venim cu lucruri noi, astfel încât experiența utilizatorilor să fie una cât mai plăcută și cumva să aducem valoare atât medicului cât și pacientului. Legat de ce prezentai tu mai devreme, că toată lumea s-a legat de acel grafic al tău, cred că ar trebui să se învețe încă din facultate, că la noi acum așa se întâmplă. Spunem că nu se poate, medicii spun că nu se poate, că e încă o chestie în plus, că e foarte dificil să facă și telemedicină. În loc să privească partea bună, că de fapt e un tool care îi ajută să fie mai eficient și să ajute mult mai mulți pacienți. Cam asta facem noi. Între timp. Mersi de ridicarea la fileu. Mersi de ridicarea la fileu și aș, ca să comentez și ce zicea Mircea, sunt convins că doctorii care învață să folosească uneltele voastre, la un moment dat muncesc mai puțin. Da, muncesc, nu știu dacă mai puțin, aș spune că muncesc mai eficient. Și au, în fine, ajung la mai mulți pacienți. Dacă asta își doresc, că păi nu toată lumea își dorește mai mulți pacienți, dar dacă economisești 10 minute din timpul ăla, ca doctor, știu că doctorul le place să își țină mintea ocupată, cumva cred că e o boală profesională, dacă o poți să împachetezi ca atare, măcar să-ți o ții ocupată cu ceea ce îți place, nu dacă unde dracu-i CD-ul ăla sau unde îl găsesc eu pe pacientul ăla sau când are programare sau câte programări am eu, că sunt convins că asta e o chestie pe care o poate să o vadă și să-și planifice un pic mai eficient viața decât să-și o planifice după lungimea cozii de la ușă. Nu mă zic. Corect. Că unii pe vremuri își planificau viața după cât de lungă e coada de la ușă. Cât mai avem? Asta țin eu minte, niște chestii. 5. Ok. Vezi că nu vin. Acum știi, nu trebuie să deschizi ușa ca să vezi cât mai știi exact cât ai în aplicație. O să mai intrăm în detalii. Mersi, Mihai. Ca să zic așa, made in România. Dragoș, cum ajutați voi pacienții și aparținătorii, mai ales în zona de neurologie? Da, mulțumesc, Ion. Aș mai vrea și să adaug ceva la ce ai spus tu mai devreme. Mai e o expresie des întâlnită de mine în ultima vreme. Avem deja. Și nu au. Dacă ne uităm la slide-ul tău cu căruța, e chiar nu am venit acolo. Revenind la misiunea de Human Link, cred că lumea ne știe și o să dau un pic de share de screen. Share screen, perfect. Cred că lumea ne știe din povestea asta, povestea ceasului, care a pornit acum ceva vreme. Sincer, am și uitat dacă sunt 3 sau 4 ani de zile în urmă, dar undeva pe acolo. În care ne propuneam să ajutăm pacienții cu Alzheimer și alte demențe să fie mai în siguranță. Apoi, după o perioadă de timp, ne-am dat seama că vom fi un dispozitiv oarecare în piața medicală și am încercat să inovăm pachetul care însoțea dispozitivul nostru, aducând pe lângă conectivitate pentru familie, aparținător, doctor, pacient, să aducem și alte servicii. Și am venit noi în pachetul The Human Link cu o asigurare de viață sau accident pentru aparținători și servicii medicale la domiciliu. Proiect care a funcționat destul de bine în prima fază, mai ales pe București. Am avut un partener super ok, Crucea Galbenă, care ne-a ajutat să ducem doctor direct la pacienți acasă. De asemenea, am avut atât, hai să zicem, colaborări în zona de clinici, Institutul Ana Aslan sau Institutul Cajal din București, care aveau beneficiari cazați la ei, se spune, ce foloseau dispozitivele noastre. Numai că după o perioadă de timp ne-am dat seama că chiar e greu să faci hardware, mai ales în România, și am schimbat un pic lucrurile și ne-am îndreptat acum către o nouă platformă. Poate fi considerată și de telemedicină, cumva unde vrem noi să ajungem, cam pe aici ar fi.
Și nu zic că vrem să ajungem, o să ajungem cu siguranță în următoarea perioadă, cel puțin până la final de an, noi estimăm să ne terminăm noua platformă, care va îngloba propriu-zis tot ceea ce am făcut până acum, doar că nu va mai fi dispozitivul nostru. În partea de GPS tracker vom dori să păstrăm siguranța pe care o dădea dispozitivul nostru, dar cu orice alt dispozitiv din piață. Adică ne propunem să integrăm Fitbit, pe care deja l-am integrat, sau orice alt dispozitiv, precum Apple Watch, Huawei sau Samsung. Mai mult de atât, deja avem în momentul de față în teste o cameră specială și niște branțuri care transmit și ele date. De această dată, datele nu mai ajung doar în aplicația noastră, ci ajung și la medic. În funcție de medicamentație, în funcție de cum reacționează la medicamentație pacientul, dorim să dăm, să-i spunem așa, prin algoritm mai departe, recomandări prin care să fie doctorii atenționați pentru schimbări de tratamente, pentru, I don't know, să se schimbe ceva în starea de sănătate și well-being a pacientului. O să păstrăm zona de servicii medicale la domiciliu și vrem să o extindem la nivel național și, bineînțeles, vrem să aducem alături de noi și grupuri de suport, asociații de pacienți, că de asta ne aflăm astăzi aici. Apanul, cel puțin de la începutul de Human Link și al acestui startup, mi-a fost mereu aproape. Și nu numai, poate chiar și Societatea Română Alzheimer la un moment dat va ajunge să lucreze mai aproape cu noi pentru acești pacienți. Numai că acum, în noua poziție, cum arată soluția noastră, deja nu ne mai adresăm doar pacienților cu demență, ci ne adresăm întregii arii de afecțiuni neurologice sau, de ce nu, strict pe zona de bătrâni, o zonă care cumva este dată la o parte în momentul de față din dezvoltare tehnologică, să-i spunem. Cam așa sperăm ca la final de an să putem lansa sau echipa de Human Link să lanseze cumva până la finalul anului nou produs, noua platformă SaaS. Mai departe, integrările și tot vor fi făcute pe parcurs în funcție de interesul familiei. Deci păstrăm zona de siguranță, păstrăm zona de servicii medicale la domiciliu și aducem un plus dispozitiv de noi. Cam asta va fi viitorul de Human. Ok. Mulțumim foarte mult pentru precizări. Vă reamintesc că puteți să adresați întrebări în chat. A pus și Cristina. Nu, Eduard a pus o invitație către întrebări pentru cei prezenți aici. Între timp o să am eu câteva întrebări până lumea își dă drumul. Aveam un comentariu apropo de ce a zis și Dragoș, ce a zis și Mircea și într-o anumită măsură și Mihai. Telemedicina nu este doar telemedicină. Telemedicina este de fapt o platformă care va permite pe calea respectivă o extensie a medicinei curente. Într-un fel mă amuză că lumea zice în momentul de față cumpărăm online sau cumpărăm fizic. Dar eu văd deja magazine în România care zice că vrei fizic, că e online, prețul e același, se schimbă condițiile și dacă n-ai vreme să vii la magazin, nicio problemă. Comanzi în aceeași zi și venim noi la tine. Asta e aproape o chestie SF, dar eu cred că se va întâmpla foarte repede. Și va veni momentul în care va trebui, spre exemplu, vrei să-ți iei analizele, o să ai varianta de luat analize la laborator, la cabinetul medicului sau acasă sau la birou. Ok, trebuie să permită și legislația acest lucru, dar odată ce lucrurile vor fi clare, în momentul de față se iau destul de teste rapide, nu mai vorbim pe partea de COVID. Cumva asta e direcția în care ne ducem, încercând să găsim ceva ce să se potrivească cu modul în care facem noi actualmente medicină sau cu modul în care ajutăm pacienți. Eu aveam cumva o propunere pentru fiecare dintre voi, Mircea, Mihai și Dragoș, să vă gândiți, eu știu, la apropo de situația aia în care un pacient din domeniul neurologic a beneficiat de soluțiile pe care le prezentați voi aici. Și eventual chiar povestea acelui pacient, dacă o vezi la îndemână acum, că știu că e discuția asta cu doctorul care salvează 10 minute și pacientul care salvează un drum. Dacă aveți acum în minte vreun caz, unul dintre voi vrea să vorbească povestea unui pacient neurologic. Uite, are Cristina, poate Cristina ne poate spune.
Eu cred că le-am folosit pe toate trei, pe cele prezente astăzi aici și nu numai noi, suntem cu ochii pe tot ce se întâmplă și este nou, pentru că sunt niște lucruri care ne ajută. De exemplu, la Mihai, aplicația de la Atlas este foarte bună. Ceea ce mi s-a părut, poate nu știu cât conștientizați, este faptul că voi educați de fapt oamenii. Noi suntem o națiune care nu vrea să meargă la psiholog, că înseamnă că are niște probleme dacă ajunge la psiholog și există chiar și o stigmă nu foarte mare, dar există. Însă voi reușiți prin podcastul pe care îl faceți, prin toate informațiile, să duceți lucrurile mai aproape de pacienți, de persoane. Ceea ce este foarte frumos. Felicitări! Vis-a-vis de aplicația de teleradiologie, eu sunt pacient cu scleroză multiplă și reprezint toți pacienții noștri au multe RMN-uri. Cumva, de-a lungul întregii vieți, noi adunăm astfel de CD-uri și nu că avem câteva la mine, dar pe din afară sertarul. Trebuie să le ținem undeva. Trebuie să nu mai purtăm sacoșa cu RMN-ul, cu filmul de la clinica de RMN până la spital și înapoi. Sunt niște lucruri practice care țin, mie mi se pare, în primul rând, de partea de organizarea sistemului medical și toate soluțiile de telemedicină, până la urmă, sunt niște lucruri administrative, organizatorice, nu implică atât de mult pacientul decât că pacientul beneficiază. Și asta, cred că sistemul trebuie să le regleze. Și ce mi se pare mie foarte important este, unu, toate aceste aplicații să fie lipite de dosarul electronic de sănătate, pentru că eu nu am nevoie doar de neurolog. Echipa, de exemplu, la SME are și urolog, și oftalmolog, și psiholog, și psihiatru, și recuperare medicală, și multe, multe, care ar trebui integrate. Și mai mult, faptul că eu mă mișc, acum poate stau în București și sunt la un spital, dacă mă duc peste câțiva ani și locuiesc în provincie, toate lucrurile astea trebuie să vină după mine, nu să le duc pe o nouă platformă, deci cumva lucrurile trebuie să fie legate de dosarul electronic de sănătate și să vină după noi tot timpul. Mi se pare fantastic ce a reușit să facă Mircea și sunt o mulțime de oameni tineri care șurcă deja CD-urile. Cred că este un picuț greu ca spitalele să adopte astfel de sisteme. Nu-mi dau seama, este o problemă de legislație, este o problemă de management al spitalului, pentru că fiecare are autonomie și ia decizii la nivel local. Dar de asta eram foarte curioasă și sper să continui discuțiile cu Elena, pentru că ele trebuie cumva integrate. Da, și noi ne uităm la asta. O să ajung și la aplicația și la gadgetul pe Alzheimer, care este chiar foarte util. Mă bucur că s-a dezvoltat. Cred că nevoile pacienților care sunt de vârsta a treia, și aici intervine Parkinson, Alzheimer, să nu mai vorbim de scleroza laterală amiotrofică, au nevoie de niște lucruri de integrare a lor. Deci, practic, tot ce reprezint eu astăzi sunt afecțiuni grele care au nevoie de echipe interdisciplinare. Și cred că toate soluțiile trebuie cumva ele între ele lipite. Nu știu care este strategia ministerului. Acum eu o să iau un pic altfel de startup și o să dau după aceea cuvântul fiecăruia. Cumva este un citat, nu știu, ceva grec deștept a zis chestia asta și a zis: dacă vrei să schimbi ceva, nu trebuie să critici, trebuie să construiești ceva mai bun. Și cred că asta e de fapt filmul în care sunt și Mircea și Mihai și Dragoș. Că o să construiască ceva mai bun decât ceea ce există. Și la un moment dat, când va veni cineva care chiar îi va păsa de ce se întâmplă, se va vedea diferența. Și atunci o să întreb pe fiecare care e cel mai mare obstacol din punctul lor de vedere. Acum, Cristina, tu ai spus tot acolo. Dar ei fiecare văd lucrurile din perspectiva lor. Dom'le, ce ai vrea să se schimbe începând cu, eu știu, sfârșitul acestui an? Că lucrurile așa se schimbă. Ca mai multă lume să beneficieze de produsul tău. Mircea, tu ești primul. Sincer, că cea mai mare problemă pentru noi sunt vechile obiceiuri. De fapt asta e. Adică să moară niște oameni. Trebuie să moară niște oameni. N-am zis eu asta. Am zis eu, mi-o asum. Mă rog, să se pensioneze. Ok, pune o pensie. Nici măcar chestia asta. E vorba de... Există o inerție mare când tu te duci și
zici, uite, tu făceai lucrurile așa și te-ai obișnuit așa și acum trebuie să facem altfel. Și ce se întâmplă de fapt e că ăsta cred că e cel mai mare dușman al nostru și nu e vorba doar de medicină. Ce se întâmplă e că în medicină sau în sănătate, obiceiurile astea sunt mult mai adânc înrădăcinate cumva și dorința de a schimba e de multe ori înfrânată de aversiunea asta față de risc. Deci în sănătate există chestia asta. Dom'le, nu, hai să nu facem schimbări pentru că există riscul. Nu e ca în marketing, am făcut o schimbare, am pierdut 3 clienți. Nu, în sănătate am făcut o schimbare, au murit 3 oameni. Și atunci hai să fim un pic mai calculați, hai să nu facem schimbări, asta, lucrurile merg așa. E, din păcate sau nu sunt într-un punct în care lucrurile nu mai merg așa. Și asta a făcut de fapt pandemia. Da. S-a făcut clar că noi nu avem un sistem scalabil. Deci noi nu avem un sistem în care zicem gata, mâine am întors un buton și creștem resursele și de poi mâine să putem trata de 3 ori mai mulți pacienți. Nu există sistemul ăsta. Tehnologia există să-l facem. Sau măcar să-l facem mai scalabil. Și de fapt asta a venit pandemia și ne-a arătat, băi, trebuie să facem ceva, că dacă nu facem, e grav. Plus că, cumva, pandemia doar a accelerat un trend, dar ce se întâmpla cel puțin în lumea vestică era că populațiile trăiau mai mult, oamenii au început să sufere predominant de boli cronice, deci sistemul nostru medical e făcut pentru boli infecțioase. Înainte s-a inventat penicilina, a fost o mare descoperire, te chemau, te internau o săptămână, îți puneau perfuzii cu un antibiotic. Toată experiența aia pentru care noi am construit spitalele și sistemul de sănătate, e acum am pasilat de augmentim pe care o iei la 12 ori acasă. Deci aici s-a ajuns. Toată experiența aia cu internatul, cu monitorizat, cu perfuzia, uite o pastilă. La 12 ore iei și tot e ok. Dar noi am rămas cu sistemul. Și acum sistemul trebuie să trateze pacienți cronici. Normal că e foarte scump, că eu nu pot să internez pe cineva 6 luni. Am holurile alea, trebuie să le încălzesc iarna. Se întâmplă alte lucruri. Și din păcate ai un sistem care e vechi și sunt din ce în ce mai multe costuri și se vede la nivel de buget și tot timpul e discuția asta, cât alocăm noi din PIB către sănătate, pe partea cealaltă oameni care zic, păi da, stai că nu e așa ușor să schimbăm, pentru că dacă schimbăm, dacă mor oameni. Și atunci întrebarea e cum navigăm noi cât mai eficient și mai ușor toate obstacolele astea și noi ca și startup-uri, cum venim noi cu o strategie ca să facem produsul nostru mai adoptabil, să zicem. Cum fac eu să fiu în spitalul ăla într-un an în loc de 3? Cum fac eu să fiu în spitalul ăla în 3 în loc de 7? Pentru că s-ar putea să nu mai exist peste 7 ani. Asta e altă problemă pe care o avem noi. Deci vreau să se schimbe. Sincer, cred că lucrurile se schimbă. Ce? Deci tu ești ok cum se schimbă? Nu, tot timpul ar putea fi mai bine. Asta e clar. În România, acum întrebarea e unde? În România, în lume? În România, acum vorbim de pacienții din România, de doctori din România și de faptul că voi sunteți aici și aveți o piață inclusiv în România. Ce mai aș dori eu să se schimbe foarte mult în România? Aș vrea să începem să măsurăm lucrurile corect. A, da. În primul și în primul, asta e primul pas. După ce măsurăm lucrurile corect, după aia putem să alegem. Uite, ne vom concentra să rezolvăm asta următorul an. Și după ce rezolvăm asta, ne mutăm la următoarea. Și după aia la următoarea. Și la următoarea. Și după ce am făcut de multe ori, s-ar putea să ne trezim că suntem Elveția. Dar primul pas e, hai să rezolvăm. Da. Aveam o postare pe tema asta, că toată lumea vorbește de bani cheltuiți și nu vorbește nimeni de beneficiari și de niște măsurări de rezultate. Deci, eu știu că e greu să măsori și după aceea s-ar putea să nu-ți placă ce ai măsurat. Dar asta e. Asta e filmul. Mihai! Ce ai vrea tu să se schimbe? Sau, mă rog, cu ce ești de acord că deja se schimbă? Ca să merg în tonul lui Mircea. Păi nu, Mircea a spus foarte bine ce a spus mai devreme, că da, se schimbă lucruri, dar din păcate se schimbă cu o viteză prea mică și eu cred că e foarte important să se seteze niște obiective, să se măsoare niște lucruri. Și cumva rezistența asta la schimbare, nu știu, vine aici să mă plâng nu de pacienți, ci de medici. Nu mai doctor o voie să se plângă de medici? Ai dobândit acest drept? Da. Vine să mă plâng de colegii mei care, da, nu știu dacă neapărat refuză sau în fine acceptă să se schimbe foarte, foarte greu.
și au o atitudine extrem de defensivă în ceea ce privește tot ce înseamnă digitalul și modul în care integrarea tehnologiilor, nu știu, fie că e vorba de o aplicație de telemedicină, fie că e vorba de un sistem, nu știu cum e aplicația dezvoltată de Mircea, în care să nu mai stai să plimbi, să cauți CD-uri, adică să poți să vezi toate imagiții ca să o ai la îndemână repede. Ei preferă varianta clasică, lasă, ne uităm pe film, îi dai înapoi pacientului filmul, îl mai chem la cabinet, măsor coada de la ușă în continuare. Adică nu ne dăm seama de fapt de avantajele pe care ne oferă tehnologia. Nu știu, eu ca psihiatru în momentul de față aș putea să îmi iau telefonul sau laptopul și să plec acum în Grecia și să consult de acolo în același regim în care aș sta în București, blocat în trafic și nu știu, că tot plouă afară. Bine, mulți dintre colegii tăi nu vor fi de acord cu această șansă a ta. Da, eu cred că este o problemă. Este o problemă de mentalitate la nivel de oameni și de medici mai în vârstă. Dar cred că dacă sistemul spitalului, managerul spitalului ia decizia să eficientizeze lucrurile la nivel operațional, de fapt, neurologii în momentul de față nu au unde să vadă sau calculatorul spitalului nu-i permite să vadă link-ul din exterior sau softul care, habar n-am, nu știu cum se instalează și așa mai departe. Cristina, permite-mi să te contrazic, că nu e o problemă de vârstă. Eu am observat chestia asta, adică am colegi mai în vârstă decât mine care au adoptat și consultă online sau folosesc tehnologii digitale la fel cum fac și eu. Nu e o chestie de vârstă și cred că da, ar trebui cumva forțată adopția, adică să existe o decizie, nu știu, la nivel de spital, adică persoana aia care ar trebui să coordoneze lucrurile, să înceapă să dea cu bățul. Nu e opțional, trebuie. Asta poate asta fi cred o variantă. Cred că ține de faptul că spitalele ar trebui să angajeze niște ingineri medicali, apropo de prezența Elenei, să aibă soft, să poată să țină lucrurile sub control, inclusiv vis-a-vis de GDPR, și ăsta e un alt subiect pe care aș vrea să vă cer părerea. Toată lumea se plânge de pacienții, în special, de problema securității datelor. Mie mi se pare că este un picus cam prea dezvoltat subiectul, adică dacă există niște soluții, e adevărat, luate la nivel național și bune, n-ar trebui să se teamă și să povestim prea mult de partea asta. Nu știu, zic prost? Eu cred că dacă îmi permiți, că am văzut că vrei să spui și nu, te rog, mă interesează perspectiva voastră de constructor de soluții. Cred că e o chestie ușor exagerată, pentru că, nu știu, noi uităm pe rețele sociale unde se aruncă, așa, fără a mai ține cont de GDPR, tot felul de date personale și de lucruri, și când e vorba de o chestie ce ține de sănătatea ta, dintr-o dată devii foarte precaut, dar îți pui poze cu bubele sau cu cine știe ce chestii pe Facebook și acolo. Adică cred că e un pic exagerată teama asta, din punctul meu de vedere. Acum, GDPR-ul e și prea des folosit ca o scuză când nu vrei să faci ceva. Din ciclu, nu știu, pe motive de GDPR, cred că trebuie să schimbe toate contractele la toate universitățile ca să-ți arăți mutra în online. Adică, știi, dacă era expresia aia, cine vrea să facă ceva va găsi o soluție, cine nu vrea va găsi o scuză. GDPR-ul este acum ceva care asta așa, este bau-bau general. Părerea mea că aici, dacă mă intervii. Te rog. GDPR nu e clar înțeles la noi și aici e o problemă. Deci, toată lumea știe GDPR, date personale. Dacă până aici s-a oprit înțelegerea, mai ales și noi primim foarte multe întrebări. Da, medica e GDPR compliant? Ironia e că noi rezolvăm probleme legate de GDPR pe care le au ei cu infrastructura imagistică. Deci, astăzi, infrastructura din foarte multe spitale nu permite acces granular la studii. Cu alte cuvinte, eu dacă sunt un doctor și lucrez într-un spital și am acces la serverul de imagistică al celui spital, am acces la tot. Acum tot.
Există clinici, deci astăzi există lanțuri de clinici unde clinica 1 vede toată imagistica din clinica 3 și 7 și deci, astea sunt pe GDPR definite clar. Prelucrare excesivă, amendă de la până la 4% sau între 10 și 20 de milioane de euro. Aici suntem noi cu GDPR. Noi venim și rezolvăm această problemă. În schimb, ce se întâmplă e că GDPR a devenit așa, un fel de bau-bau. Nu-l înțelegem. Știm că îl înțelegem cumva la modul așa empiric. Dom'le, n-ai voie să dai datele personale. Ai voie. GDPR-ul reglementează anumite lucruri. Părerea mea personală este că GDPR-ul este și prost făcut. Pentru că nu ia în calcul anumite tehnologii, nu ia în calcul anumite scenarii din viața reală și cumva îngrădește niște lucruri. Este prost gândit din punct de vedere al startup-urilor, pentru că în principiu orice reglementare nu face decât să favorizeze corporațiile mari. Da, așa este. Biete mari. Da? Uniunea Europeană a zis, gata, facem GDPR, ne protejăm de Facebook. Și Facebook vine, se uită și zice, ok, cât costă 1 miliard, luați 1 miliard, next, următoarea problemă. Eu îmi permit, no problem. Noi startup-uri, așa e. Fac, alții nu fac, noi am făcut întâmplător, dar chestia asta îmi crește mie costul cu care pot să merg către un client. Medicai va costa mai scump pentru că am implementat aceste lucruri. Da, e un gard suplimentar. Și, mă rog, ne vom obișnui cu el, nu știu dacă vor mai apare niște schimbări, dar revin la Dragoș. Dragoș, tu ce ți-ai dori să se schimbe din punct de vedere al Human Link? Măi, Mircea a punctat foarte bine partea de urmărire a metricilor, inclusiv chiar și în cazul de Human Link. Cred că dacă pacienții ar ajunge a fi diagnosticați corect, de a avea poate din start o procedură foarte clară, nu psiholog, ci neurolog pentru diagnosticare și pentru setarea tratamentelor și urmărirea tratamentelor, inclusiv The Human Link ar putea schimba lucruri în evoluția bolilor, dacă nu merg prea departe, dar cu siguranță în evoluția stării de bine a pacientului. Gândiți-vă că acum nimeni nu urmărește treaba asta. Absolut nimeni. Deci sunt poate pacienți care nu răspund bine la tratamentul respectiv și nu mai ajung înapoi la doctor. De ce? Pentru că e greu să duci un pacient cu Alzheimer la un control lunar, bilunar, săptămânal, să vadă doctorul cum a funcționat tratamentul. Știi? Și da, dacă am urmărit mai eficient aceste aspecte, având soluții precum The Human Link, Medicai, Atlas, chiar să stai de vorbă cu doctorul și să poți să-i spui despre ce-i vorba și nu neapărat tu pacient. Eu, aparținător, la urma urmei, pot să intru cu doctorul curant, al tatălui meu, dau un exemplu, într-o discuție să explic ce se întâmplă. Cred că am schimbat lucruri. Da? Le vom face iar din punct de vedere privat și nimic ce ține de sistemul actual de sănătate. Da, cu mențiunea că tehnologia permite chiar privaților mici să competiționeze, în ghilimele, cu unii jucători chiar mai mari. Și aici e, de fapt, partea interesantă, că un doctor conectat poate să aibă pacienți, poate să fie și el oriunde, dar poate să aibă și pacienți în mai multe locuri. Că asta mi se pare iarăși un exemplu prin care tu poți să ajungi la un doctor, apropo de second opinion. Sau tu, ca doctor, poți să ajungi la un doctor căruia vrei să-i ceri tu o opinie ca doctor. Că lumea vorbește mult de second opinion, dar sunt mulți doctori care vrea să se sfătuiască și n-au un sistem suficient de structurat pentru chestia asta. Să nu uităm faptul că și doctorii au nevoie să se, să se relaționeze și să se consulte unii pe alții. Avem o întrebare. Aș mai ridica eu până luăm întrebarea. Partea de neuroreabilitare. Teoretic, tot ce înseamnă pacienții neuro au nevoie de soluții foarte, foarte costisitoare și care necesită centre de reabilitare, specialiști, tehnică, cum sunt roboții, mânuși dintre astea de recuperare a mâinii, plăci de echipă, astfel de soluții, în ciuda faptului că se adresează întregii țări, inclusiv părții rurale. Da, avem o provocare cu implementarea de soluții, pentru că, de fapt, o soluție nu este doar o soluție. O soluție trebuie să facă parte din patient journey, cum zicea Mircea exact. Mai devreme. Și acel patient journey va fi impactat. Adică, da, expresia, nu vine muntele la Mahomet, se duce, nu merge Mahomet la munte, merge muntele Mahomet. Nu aduci pacientul în oraș la doctor, ci se duce doctorul la pacient prin intermediul unei soluții tehnologice. Și chestia asta încă
încă mai are nevoie să fie structurată și pusă educație pe toate părțile lanțului și trebuie foarte important integrată în activitatea doctorului. Adică nu poți să pui un doctor să facă numai telemedicină, pentru că asta îi va reduce din anumite abilități pe care el poate vrea să și le păstreze și ai o parte de colaborare. Trebuie să vezi telemedicina ca unealtă. Eu zic mereu, telemedicina sau, mă rog, tehnologia este ca și o unealtă. Stetoscopul este o unealtă. Înainte puneam ăsta, urechile, te uiți în filmele alea de pe vremuri, punea doctorul urechea, punea un șervet, punea urechea și încerca să audă ceva. A venit unul cu un con, după aceea a făcut stetoscop, acum avem ecograf, amplificator, dar în esență este aceeași problemă înțeleasă de același doctor, care ia ulterior decizii. Mihai, cred că întrebarea e pentru tine. Ne putem loga, ai o întrebare în chat, ne putem loga și ca specialiști pe platforma Atlas? Da. Mă gândesc că e din partea unui medic. Da, da, da. Noi chiar recrutăm specialiști care să facă parte din comunitatea noastră și să-și ofere serviciile prin intermediul platformei. Deci... Dar nu știu unde pot să... Nu, era o întrebare pusă în Q&A. Era pusă în Q&A, s-a marcat că vreau să se răspundă, că noi am pus-o aici în primul rând din punct de vedere al pacientului. Ce poate... estimez că în public avem mai ales pacienți și cei care se vor uita la această emisiune, că toți am ajuns în momentul de față să fim la televizor, era expresia aia, la televizor nu e important să te uiți, important să apari. Acum toți apărim la televizor, că vrem, că nu vrem. Și mă gândesc și la cei care urmează să vadă. Dacă nu mai sunt întrebări... Mai am o chestie așa, un take home message pentru fiecare, ca să ne încadrăm în timp, suntem destul de ok. Cum ar putea să ajute, eu știu, pacienții sau asociațiile de pacienți adoptarea soluțiilor pe care le propuneți voi? Sau ce ați văzut că a funcționat? Eu știu, în colaborare cu instituții, în colaborare cu companii, în colaborare cu comunități, nu știu, dau un exemplu. Dacă vine fiecare cu un exemplu din activitatea lui. Dragoș, începem cu tine. Mai cel puțin din cât am lucrat și am reușit să aducem la început de Human In aproape de pacienți, asociațiile de pacienți au fost promotorul cel mai important și cei care cu adevărat au putut, pe lângă a ne aduce aproape de pacient, au putut să ne spună problemele care chiar le au și de acolo să pornim să construim soluția. Deci o parte din The Human Link a fost construit de noi și restul de pacienți și de aparținători. Iar fără APAN, fără Societatea Română Alzheimer, poate, n-am fi știut ce alte probleme au pacienții. Deci cam aici văd cel mai important asta din această colaborare. Pacientul ne poate spune care e problema, unde o vede, iar noi să construim ca să-l ajutăm. Am și eu un comentariu conex. În scurtul meu mea expunere la ce se întâmplă la Ministerul Sănătății, am remarcat că dacă trimiți mesaje, cineva le citește. Nu neapărat le înțelege și le implementează, dar cineva le citește. Așa că, cumva, cultura noastră a fost prea mult să ne plângem și să nu comunicăm pe puncte. Considerăm că chestia asta este așa, 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 așa. Nu o să întâmple din prima. Dar cred că e un exercițiu pe care noi trebuie să ni-l dezvoltăm ca cetățeni. Și, mă rog, cred că asociațiile de pacienți sunt un fel de cetățeni amplificați. Cetățeni care sunt mai motivați prin prisma a ceea ce trăiesc. Deci puteți să folosiți citatul ăsta, cetățeni amplificați, dacă folosește. Mihai! Da, și noi am lucrat aproape de diverse asociații. Atât, nu știu, de pacienți sau în fine alte ONG-uri care aveau interes în zona asta și feedback-ul primit de la ei, feedback-ul primit de la end user, de la utilizatorul final al serviciului nostru, ne-a ajutat cumva să regândim anumite fluxuri din aplicație, să regândim anumite funcționalități care nouă la momentul respectiv mi s-au părut, nu știu, relevante, importante, dar care pentru pacient într-un final sau pentru medic nu au avut nicio valoare. Și da, cred că e important să fii aproape de pacienți în a dezvolta o astfel de soluție digitală.
Noi ne dorim să fim nu numai pe parcursul dezvoltării, ci vrem să fim de la început, pentru că noi cu asta ne confruntăm. Avem foarte multe nevoi, dar nu știm cum să-i luăm pe investitori, pe inovatori, să ne creeze soluții. Cred că ar trebui să fim foarte curtați, să zic așa, de toți cei care vor să aibă tot felul de lucruri să inoveze. Poate au un poate sunt un aparținător sau din familie și știu un pic de context, dar noi chiar avem nevoile, nu doar noi, asociația noastră, cred că fiecare în parte. Eu cred că cumva trebuie să, nu știu cum să ne întâlnim la mijloc, dar mai de la început. Aici poate că la un moment dat, uite, iau eu ca și challenge pentru noi la Fresh Blood, că poate ar trebui să facem un fel de brokeraj de probleme. Pentru că și Mircea, și Mihai, și Dragoș sunt concentrați pe ceea ce își propun ei acum să rezolve. Dacă le mai adaugi niște chestii pe cap, s-ar putea să fie destul de complicat. Și atunci, noi, spre exemplu, facem lucruri de genul ăsta în hackathon. Chiar avem weekendul viitor și o să fie și... Mental Health Hackathon, știu, e vreo hackathon, asociație, adică, de pacienți. Nu știu să existe prea multe asociații de pacienți în zona de mental health, to be honest, dar am citit un studiu. Sunt foarte puțini. Am citit un studiu că pandemia a afectat 50% de populație moderat și 10% sever din punct de vedere al sănătății mentale. Ăsta era studiu, asta l-am citit, era studiu internațional. Mi s-a părut interesant. Dar un hackathon, de exemplu, este un mod în care poți să iei o problemă, să o faci felii și să vezi, de fapt, ce trebuie să rezolvi din problema respectivă. Pentru că pacientul vede experiența sa. Nu vede, de fapt, cauza și nu vede potențiale soluții. Câteodată anumite lucruri trebuie doar schimbate, inversat un circuit. S-ar putea să dureze din punct de vedere legislativ, dar nu trebuie să ne fie frică de a discuta și de a rupe problema în bucățele, ca ulterior să vezi ce soluții ar fi. Și după aceea să zici, ok, asta este problema și astea sunt bucățele ei și... O zici, ok, cine vrea să rezolve? Și atunci, sau îi întrebi și pe Mihai, care are deja un vraf de experiență, și pe Mircea, care, știi, a plecat de la ideea lui și s-a apucat să rezolve problemele care contează în context. La fel și cu Dragoș. E circuitul lumii, cumva asta e poziționarea Fresh Blood. Noi suntem masa aia la care încercăm să-i adunăm pe toți și să-și discute punctele de vedere și încerce să-i alinieze. Nu sunt atât de optimist din punct de vedere al ceea ce face guvernul. Guvernul ar fi bine să nu ne împiedice prea mult. Câteodată ne pune bețe în roate, poate nu din voință, dar nu înțeleg. Sau nu, ei nu procesează lucrurile. Dacă nu e cupat de spital, e foarte greu de procesat anumite informații guvernamental vorbind. Deci, numărăm foarte repede parturi de spital. Ceea ce e ok, dar nu e ok. Mai era, scuze, Mircea, mai erai tu. Aia eram tot. Eu cred că aici pot să-ți răspund pe două. În sensul că, ok, cum poate să naște probleme medicale și cum poate să ajute pacientul, ce poate să facă pacientul, de fapt. Și mie, dacă mă uit așa, știi, cumva high level sau dacă mă uit din depărtare, mi se pare că pacientul nu-și dă seama astăzi cât de important e el în toată ecuația asta. Deci, noi suntem în mijlocul unei schimbări majore. Acum, în anii 80-90, era medicul. Medicul era acolo, sus, și nu putea nimeni să zică nimic. Și dacă medicul zicea pacientului, trebuie să faci chestia asta, asta se întâmpla. Și astăzi, din cauza tehnologiilor, dar cumva și schimbările din sistem, și cumva că avem acces la informații, și pacientul, sănătatea se consumerizează și pacientul devine foarte important. Este la fel de important ca în orice altă industrie, unde ai clientul nostru, stăpânul nostru, nu? Ei, așa devine și pacientul în sănătate. Și atunci, ce pot face pacienții să schimbe lucruri? Simplu, să aleagă un medic, să aleagă alt medic, să aleagă alt medic după alte criterii. Dacă avem un medic care ne oferă o experiență mai bună, hai să mergem la acel medic. Pentru noi medicai, ce poate să facă pacientul ca să ajungem cât mai răspândiți, e foarte simplu. Vine și face cont la noi, își pune imaginile acolo și data viitoare când se duce la medic îi dă un link în loc să se ducă cu CV-ul. Și dacă nu vrea medicul ăla, se insiste. Și dacă nu se poate, găsim medici care vor să facă chestia asta. Pentru că
Discuția asta era, știi, apropo de inteligența artificială, că inteligența artificială va înlocui doctorii și doctorilor le e frică de chestia asta. Și mai, nu mai știu, a fost unul acum un an sau doi care a zis, nu, inteligența artificială nu va înlocui doctorul, dar doctorul care va folosi inteligența artificială va înlocui doctorul care nu va folosi. Da. La orice tehnologie, nu inteligența artificială. Și exista fenomenul ăsta de câțiva ani, medici care vorbeau cu pacienții pe WhatsApp. Medici care erau de pasionați de ce făceau, că vorbeau la două noaptea cu pacientul. Sau se trezeau, se sculau din pat și se duceau la spital dacă era ceva. Ei, ăla e un medic care, într-adevăr, merită să duci la el. Sau un medic care chiar face ceva. Sunt medici care, după aia, nu știu, nu adoptă tehnologie. Eu nu zic acum să-i stigmatizăm. Sunt alegeri personale, până la urmă. Și pacienții pot să fie mai vocali în chestia asta și să aleagă un anumit tip de serviciu versus celălalt. O recomandare foarte cetățenească și democratică, să-ți exerciți dreptul de a alege. Asta e inclusiv în ceea ce privește medicul tău. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, Mircea, mulțumesc, Mihai, mulțumesc, Dragoș. Cristina, ai legătura. Sper că a fost util. Sigur că da. Mulțumim foarte mult pentru sugestii și idei. Contează să fim în centrul sistemului. Nu suntem pe margine, dar important e să fim în centru. Mulțumim foarte mult de participare. O să fac un scurt promo pentru ziua de mâine, pentru că Brain Awareness Week mai continuă și mâine. Mâine avem un atelier unde sunt prezenți 70 de copii. Avem niște kituri de bricolaj cu neuron, cu sinapse, foarte creativ. Doamna doctor Pomeran este medic neurolog pediatru și o să le povestească și copiilor cum este să aibă grijă de creier. Și partenerii noștri sunt Spitalul Obregia, Ematico și Angels Initiative. Abia așteptăm să avem niște impresii și de pe ziua de mâine. Mulțumim! Aveți grijă de sănătatea creierului! Mulțumim! Mulțumim! Ciao.